cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și străși. Bună dimineața, oameni buni! Astăzi la Piatra Neamț și nu numai în Piatra Neamț, în județul Neamț, să spunem așa, suntem sub, în zodia zeului transporturilor. Nu știu cum îl numeau vechii greci sau romani zeul transportului, probabil că aveau unul, pentru că ei aveau zei pentru orice lucru. Dar astăzi, vrem nu vrem, trebuie să vorbim despre transporturi, infrastructură de transport și, în general, despre investiții în zona Moldovei. Pentru că, așa cum publicam acum câteva săptămâni, zona Moldovei a fost văduvită de asemenea investiții o lungă, foarte lungă perioadă de timp. Și v-am prezentat atunci inclusiv grafice, investiții, ce era înainte de 89, ce era după 90, ce s-a întâmplat până în 95, după aceea ce s-a întâmplat până în 2005, ce s-a întâmplat după 2012. Astăzi în Neamț este în vizită actualul ministru al transporturilor, domnul Bode, face o vizită la Roman, după aceea la Piatra Neamț și probabil că după aceea pleacă în altă parte. Va face chiar și o conferință de presă, dacă nu chiar două. Nu întâmplarea, ci faptul că de câtva timp este de Neamț, ca să zic așa, face ca domnul Răzvan Cuc, fostul ministru al transportului și deputat PSD, să se fie tot în Neamț și în Piatra Neamț. Așa că profităm de situație că avem fostul și actualul și stăm deocamdată de vorbă cu fostul ministru al transportului. Bună dimineața, domnul Răzvan! Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație la cafeaua, la foarte bună cafea pe care o aveți aici la dumneavoastră în studio. Ați reușit să o gustați? Da, la foarte, foarte bună. Mă bucur. Din ce în ce mai bun. Din ce în ce mai bun. Domnul ministru, domnul deputat, da, tot ministru, odată ce ai fost ministru, rămâne titulatura. Ce ai făcut, nu da. Titulatura. Da. Domnul ministru, am asistat dimineață la o parte din conferința de presă de la Roman a domnului Bode și spunea domnia sa că guvernul pe care îl reprezenta, îl reprezintă în acest moment, chiar dacă situația este cum este, are în vedere foarte multe investiții în zonă. Țineți minte când am făcut noi ultima emisiune, dumneavoastră mi-ați spus același lucru, că ați avut foarte multe investiții în vedere, foarte multe investiții în zonă, în Neamț, dar și în Moldova. Toată lumea ne spune că sunt investiții. Haideți să vă spun un lucru. Diferența dintre a-ți propune și a face, în primul rând, stă în fapte. Eu nu contest faptul că domnul Bodeș dorește și eu chiar îmi doresc și mai mult să investească în Moldova, numai că primul lucru după care îți dai seama dacă se fac investiții sau nu, sunt bugetele pe care le aloci. Ori este de notorietate faptul și am fost condamnat și eu și domnul președinte Arsene de către parlamentarii de Neamț ai opoziției, a pe atunci acum ai puterii, că am alocat sume foarte mari de bani pentru Moldova, ca și cum a fost un lucru rău să fac acest lucru. După cum a spus și dumneavoastră, dacă ne uităm foarte atent pe harta investițiilor de infrastructură din România, vom vedea câteva discrepanțe între regiuni. Adică vedem un Ardeal foarte dezvoltat din punct de vedere al infrastructurii mari, și când vorbesc de infrastructură mare vorbesc de autostrăzi, și vedem o Moldovă care vrea și ea să se dezvolte la fel de bine și de mult ca și Ardealul. Până se va ajunge, pentru că știți foarte bine că noi am lucrat pe două paliere, până vom ajunge la finalizarea lucrărilor de infrastructură mare, drumul expres, pentru că știți că unul din proiectele pe care le-am lansat pentru nemțeni a fost drumul expres, sau drumul de mare viteză Piatra Neamț-Bacău, sau Bacău-Piatra Neamț, care va lega mai departe Bacăul de Brașov. Au fost două proiecte pe care le-am lansat pe amândouă, tocmai pentru a dezvolta și a da o șansă și Moldovei. Iată că în cele din urmă s-a reușit semnarea contractului
Bacău, Piatra Neamț, în urmă cu o lună de zile, deși el rămăsese la CNAIR în evaluare finalizată cu câștigător dat dinainte să plec eu din funcția de ministru. Dar se zice că s-au mișcat mai greu băieții de acolo și au reușit după 3 luni de zile. Eu să știți că sunt foarte împăcat și chiar mă bucur când spune lumea că am alocat foarte mulți bani Moldovei cu precădere județului Neamț. Pentru mine nu este un lucru rău. Și pentru niciun ministru n-ar trebui să fie un lucru rău când cineva îi spune: domnule, de ce ai alocat bani să dezvolți o regiune care are nevoie de infrastructură? Nimeni nu se va supăra niciodată. Că din păcate mă uitam și la, vă spuneam, de parlamentarii de la PNL din județul Neamț. Ei, neavând subiecte și neavând cu ce să iasă în față, se gândesc să inviteze aceste subiecte. Și atunci ce au zis? Domnule, hai să ne luăm de faptul că s-au adus bani la Neamț, că așa a avut Arsene. Pe Arsene s-a bătut nu numai pentru județul Neamț. Ionel Arsene s-a bătut pentru Moldova. Pentru că dânsul, ca și președinte de Consiliul Județean, a înțeles necesitatea și importanța drumurilor, nu numai din punct de vedere economic, dar gândiți-vă că județul Neamț este și un pol turistic foarte important, datorită turismului ecumenic și aceste lucruri, dacă vrem să le menținem la standarde înalte și la cât mai mulți vizitatori și turiști, trebuie să le modernizăm. Până construim o infrastructură nouă, trebuie să modernizăm ceea ce avem. Și atunci, e bine că domnul ministru Bode este în județ, pentru că poate să vadă exact unde s-au dus banii care au fost alocați pentru județul Neamț, adică în proporție de 90% din drumurile naționale din județul Neamț sunt modernizate. Și, bineînțeles, lucrurile se pot vedea foarte simplu pe ce s-au cheltuit. Eu, dacă aș fi în locul domniei sale, să știți că și nu-l suspectez de rele intenții pe domnul Bode, din păcate îi suspectez pe cei din jurul dânsului de intenții rele, în sensul că vor să blocheze proiecte și vor neapărat să găsească tot felul de subiecte care să excite așa electoratul cu tot felul de petarde și fumigene. De în locul dânsului aș continua proiectele, toate care au fost începute, și le-aș duce la bun sfârșit, pentru că ele aduc plus valoare. Drumurile din județul Neamț nu le ia acasă nimeni. Nu le ia nici Ionel Arsene, nu le ia nici Răzvan Cuc, nu le ia nimeni. Le folosesc nemțenii. Domnul ministru, toată lumea spune așa: avem nevoie de drumuri. Eu, la începutul mandatului Ionel Arsene și după aceea pe parcursul mandatului domniei sale, am spus că a avut șansa, prin poziționarea pe care a avut-o în partid, de ce să nu recunoaștem că la noi lucrurile nu funcționează întotdeauna după regulile economice de dezvoltare pe termen lung. Și prin faptul că a fost foarte bine poziționat, a putut să discute despre alocarea de bani și s-au alocat bani. Problema care se discută în momentul acesta nu este că nu s-au alocat bani în Neamț. Și știți foarte bine lucrul acesta. Și da, bani s-au alocat în Neamț. Problema care se discută este dacă banii alocați în Neamț pentru acel drum, dau exemplu cu DN15, da? Pentru DN15, nimeni nu spune că nu erau necesari. Toată lumea este de acord că erau necesari. Acum se spune așa: domne, erau necesari, dar procedura, știți? Haideți să discutăm un pic și despre necesitatea ca acel drum să fie reparat. Haideți să vedem, că e clar că trebuia să fie reparat. Dacă vreți, vă pun eu 5-6 filmulețe făcute de noi pe vremuri în care îl criticam pe Arsene că nu se implică. Deci chiar îl criticam pe Arsene acum 3 ani. Și când s-a implicat cu chilimele de rigoare. Da. Problema este, haideți să vedem de unde această chestiune. Domne, stați un pic. Domne, s-a alocat bani, dar știți, asta este o chestiune. A doua chestiune care deja devine deranjantă pentru mine ca cetățean este că pe mine mă interesează dacă a fost legală alocarea, e ok, dar chiar dacă n-ar fi fost în regulă lucrurile, eu aș vrea să văd drumul terminat. Indiferent cine este la guvernare, indiferent cine este ministru. Bun. Ca să înțeleagă
toți nemțenii. De asta vă și spuneam că... Întrebare, pentru uitați, că lumea deja... De ce nu a terminat drumul Bicazi Poiana Teiului, Aqua Park, cu cine era firma, în noiembrie 2019? De fapt, nu era... Este foarte simplu. Da, să deci, le lumea întreabă, e excitată pe subiect, ca să spun așa. Nu, astea sunt niște mici petarde care au fost aluncate, din păcate, de parlamentarii PNL de Neamț, care ar fi trebuit să se ocupe, cum a spus și dumneavoastră, să se finalizeze acest obiectiv și nu să se blocheze pe un lucru care, oricum, dacă ar fi vreo ilegalitate, o vor demonstra instituțiile competente. Dar nu a existat, din punctul meu de vedere, nicio ilegalitate. Adică, noi vorbim de un obiectiv pe care eu l-am vizitat în 2017, care era într-un stadiu avansat de degradare. Vorbim de alunecări, cedări de terasament, lucruri care puneau în pericol nu numai viața participanților la trafic, dar și viața celor care locuiau în zonă. Și vorbim de un drum care nu a fost modernizat de 10 de ani. De 10 de ani. Bun. Asta ce înseamnă? Înseamnă că trebuiau făcute niște lucrări rapid, și trebuiau făcute niște lucrări care să reziste, să dureze. Și pentru asta s-a format o comisie, că e o procedură anume. Noi am declarat-o ca fiind o zonă cu calamități, pentru că în momentul când un deal suia la vale, este o calamitate, nu e ceva normal, adică nu s-a făcut o groapă în asfalt. Nu, a luat-o un deal la vale, riscă să se ducă cu casă cu tot. Și mai ales că DN15 este legătura cu Ardealul. Deci dacă întrerupem DN15, legătura... Dacă spunem DN15 înseamnă de la Bacău, unde face legătura cu, cum se cheamă, E85 sau... DN2, da. Așa, până spre Cluj. Asta vă spun. Deci se întrerupe legătura cu Ardealul. Și atunci, de urgență s-a întrunit această comisie, s-au făcut procesele verbale și s-au început lucrările. Vis-a-vis de termenul de execuție, ca în chestia cu octombrie, cu noiembrie, am auzit-o de la parlamentarii PNL. De asta, eu sunt foarte uimit cum cineva care candidează și care e reprezentantul unei comunități blamează oamenii care investesc, aduc bani, cresc mediul economic dintr-un județ și încearcă să găsesc niște subiecte ca să ducă în derizoriu chestia asta. Păi eu le transmit un lucru domnilor care iau la mișto investițiile, vorbesc de parlamentarii PNL din Neamț, să facă și 10% din ce a făcut Ionel Arsene sau din ce am făcut noi pentru județul Neamț și atunci putem sta de vorbă. Altfel, de pe margine, ei să uite că ei sunt la putere acum. Ei ar trebui, cum ați spus, să ducă la bun sfârșit acest obiectiv. Mai sunt 15%, deci 85% din acest obiectiv este finalizat. Mai are 15%. Vis-a-vis de termenul de execuție, noiembrie. Anul trecut, dacă ne uităm calendaristic, a fost un an foarte ploios. Adică, la un moment dat nu s-a putut lucra. Eu știu lucrul ăsta fiindcă mergeam pe șantiere săptămânal. Și am văzut, deși erau vremea de multe ori nu permitea lucru la terasament, adică să lucrezi, să te înalți cu corpul drumului, eu le spuneam constructorilor să lucreze la structuri. Nu voiam să am niciun timp mort. Ăsta a fost unul din motivele pentru care s-a solicitat prelungirea contractului pe DN15. Au solicitat mai mulți în țară. Nu e un caz. Nu e singurul caz, am înțeles. Dacă noi vrem să facem o dramă acum, că acest constructor... și încă un lucru care mi s-a părut halucinant, deci halucinant, este ca tot oamenii care sunt aleși de nemțeni să discrediteze firmele din Neamț. Mediul economic. Păi, dacă noi avem o lucrare în Neamț, mă întreb, nu știu, n-a semnat ministrul contractul de lucrări. Dar dacă avem o lucrare care se face în Neamț, cu cine să se lucreze oare? Sau dacă câștigă licitația o firmă din Neamț sau un consorțiu, nu e bine să venim cu o firmă de unde? De la Timișoara, care să lucreze în Neamț? Oricum nu lucrează ea, dacă vine firma de la Timișoara. Nu, și subcontractează tot la un preț mult mai mic, probabil la una locală. Adică mi se pare că se încearcă să induce niște subiecte atât de penibile pentru niște oameni care se pretind că sunt politicieni și că vor să facă ceva pentru județ. Eu știu așa, un lider, dacă vrea să fie lider, domne, se remarcă prin fapte și prin ceea ce face. Nu doar prin faptul că vine și aruncă tot felul repede de fumigene, prin care, practic ce s-a întâmplat? În momentul de față
s-a stopat și s-a blocat proiectul. Eu revin. Eu am impresia că și sper ca domnul Bode să aibă înțelepciunea necesară și să nu se lase tras niște jocuri politice ieftine din care au de suferit oamenii și atât. Și să continue acest proiect și dacă într-adevăr sunt prezumții vis-a-vis de procedură, deși eu vă spun... Aveți emoții? Dar eu, de fapt dumneavoastră nu aveți nicio implicare. Eu n-am nicio emoție, și vă și spun de ce. În condițiile în care de zeci de ani de zile nu s-a făcut nimic pe drumul ăla, când vii și investești în el, să ajungi, să ai emoții că ai făcut un lucru bun, înseamnă chiar că am ajuns să trăim la un moment dat într-o țară care... într-o țară un pic unde faptul că faci ceva pentru țară riști să ajungi să ai probleme din punct de vedere penal. Eu n-am nicio emoție. Eu ce am făcut, am făcut pentru nemțeni. N-am făcut pentru mine. Că eu drumul ăla nu-l iau acasă, așa cum vă spuneam. Eu investițiile care am făcut pe drumurile naționale în județul Neamț nu le iau acasă. Eu cred că orice, mă rog, și asta vorbesc ca o paranteză într-un mandat de câteva luni de zile care l-am avut. Pentru că dacă aș fi avut un mandat mai lung, cu siguranță m-aș fi ocupat să se accelereze finalizarea documentației pentru drumul de mare viteză Bacău-Piatra Neamț și să-i dăm și drumul la execuție în 2020, undeva pe la sfârșitul anului 2020, când aveam toată documentația terminată, să dăm drumul la execuție. Adică asta făceam eu. Eu acceleram proiectele foarte mult. Dacă ei vor să facă un subiect electoral din ăsta, n-au decât, dar eu îi pun în gardă cu un lucru. Lucrurile astea mici de care au început ei să se ocupe nu le fac cinste și nu cred că sunt bine văzute inclusiv de nemțeni. Eu am văzut ce a făcut guvernarea liberală, mă uit așa, local cel puțin, mă uit în Piatra Neamț. Nu mi se pare că excelează din punct de vedere al investițiilor, al infrastructurii, vorbesc de municipiu. Adică băieții în ani de zile de când au condus acest municipiu l-au condus cum l-au condus, prost. Ei, iată că alții au reușit în câteva luni de zile să devină mărul discordiei pentru că au alocat foarte mulți bani Moldovei. Păi ce trebuie să facem? Nu să aducem bani și să facem investiții? Eu cred că prin asta trebuie să ieșim în evidență ca și oameni politici. Da. Haideți să vă spun acum, dacă tot sunteți în emisiune, ce aș reproșa eu vis-a-vis de drumul respectiv. Și nu mă interesează, eu v-am spus părerea mea, da. Aș vrea să văd acel drum foarte rapid făcut. Deci dacă ar fi să reproșești ceva vis-a-vis de drumul respectiv, este că cei de la, cum se cheamă, DRDP sau cum se cheamă, DRDP Iași, n-au făcut ei, pentru că era în atribuțiunea lor, drumul fiind în curtea lor, nu? N-au făcut mai repede ei demersul și drumul s-a a ajuns într-o stare de degradare. Bine, în anul acela au fost și ploi multe, foarte mare. A fost nevoie de partea asta, hai să-i spunem un pic, chiar hirupistă un pic. Haideți să facem că deja nu se mai poate. Deci asta ar fi o problemă. Doi, nu știu dacă soluția pe care s-a adoptat acum, având în vedere, am avut curiozitatea să citesc niște rapoarte geologice din zona respectivă, chiar cu atenție, geologii spun așa, acolo este o argilă de o anumită factură, extrem de, ei spun, alunecoasă și care funcționează într-un mod atipic. Adică dacă apa din lac crește, argila asta suge apa și la un moment dat poți ajunge în situația că ai reparat 80% din drum sau 60% din drum, să te trezești că ți-o ia la vale și restul și chiar și o parte reparată. De aceea, dacă cei de la DRDP s-ar fi trezit acum 4 ani, când toată lumea le spunea, băi băieți, aveți o problemă, atunci lucrurile probabil n-ar mai fi ajuns în situația de acum și acum puteam să circulăm, părerea mea. Oamenii trebuie să stea liniștiți din ce punct de vedere, cei care vor circula pe acest drum național. El când va fi finalizat, va primi o garanție, în primul rând. Doi la mână. Soluția tehnică adoptată pentru acest drum este una dintre cele mai sigure soluții. Această argilă de care vorbiți dumneavoastră se întâlnește în mai multe locuri din România, inclusiv pe autostrăzi.
Pentru asta avem soluții, că atunci, dacă n-am avea soluții tehnice, n-am mai construit nimic în România. Eu am ridicat o problemă, dumneavoastră mi-a explicat. Nu, că sunt câteva probleme pe care le-au încercat. Încă o dată, când vrei să dai un fake news sau o știre falsă, vii cu tot felul. Mai întâi arunci o petardă vis-a-vis de faptul că, domne, s-au alocat bani discreționari pentru nu știu ce om cu influență. După care vezi că dacă nu prinde chestia aia, vii și spui, domne, nu știu ce firme lucrează. Vezi că nu prinde nici chestia. Vezi cine aia. Sunt firmele? Stați două secunde. Nu prinde aia, începi să duci pe partea tehnică. Ei săraci au rămas fără muniție acum. Și vorbesc de parlamentarii PNL, că ei au încercat să facă un subiect din asta. Și s-au făcut de râs, că n-au reușit să facă subiectul. Eu am mers în zonă, acolo cred că am fost de vreo 4 ori pe acest șantier. Și dacă ați spus că ați avut filmă și când veți avea curiozitate, puteți chiar discuta cu constructorul. Sunt furate peste, cred că 600-700 de coloane. Am fost la acolo în timpul lucrării. Mare. Coloanele alea, dacă am pune o coloană aici în capătul mesei, ca să înțeleg că e foarte simplu. Masa nu se mai deplasează. Masa rămâne fixă. Deci soluția tehnică este una foarte bună, care previne alte alunecări. Într-adevăr, înainte de asta, din cauza solului, a luat-o la vale drumul. Vis-a-vis de inacțiunea de RDP Iași, să știți că aici este cu duș întors și inacțiunea de RDP Iași. Așa zisa inacțiune. Pentru că pentru a demara o procedură, trebuie să ai un buget. Trebuie să ai niște bani. Un leu chiar dacă îl ai, îți permite să o demarezi. Dar trebuie să ai pe capitolul ăla pus un leu. Noi acum, eu ce am învățat în mandatele mele de ministru? Românii nu mai au răbdare. Sunt ca dumneavoastră. Sunt ca mine. Vor să vadă acțiune. Eu dacă mă duc și spun românului, bă, veneam și spuneam, în vizita mea din 2019 la județ, spuneam, când eu vizibil, repet, drumul o lua la vale, eu spuneam, stați un pic să facem un studiu de fezabilitate care durează vreo 6 luni. Un studiu geo care durează... Le comasam pe toate într-o singură procedură. Stați să mai fac și o proiectare care mai durează 6 luni, mă apuc în 2022 să-l facem. Când probabil mai mult ca sigur nu mai eram noi. Rămâneați cu drumul nefăcut. Dacă, repet, există o situație de urgență, și asta trebuie să învățăm. Uitați un exemplu care trebuie să fie fără echivoc. Uitați haosul în care s-a scăldat România cu această criză cu coronavirusul. Cât de incapabile sunt autoritățile să ia o măsură. Măsurile se iau imediat. Tu de asta ești în guvern, să iei imediat măsuri. Bine, Orban săracu e undeva în aer. El nici el nu mai înțelege ce se întâmplă cu el. Nici Iohannis nu cred că îl mai suportă de el și de semnat pe Câțu. Și credeți că doamna Dăncilă lua măsuri mai bine în criza? Să știți că doamna Dăncilă, așa cum foarte mulți oameni au încercat să-i dea o conotație falsă față de cum era, când era o situație care ținea de vieții... A ajutat și dânsa la... Când era o situație care ținea de viețile omenești, ministrul era acolo. Eu mi-amintesc, într-o duminică, la ora 12, m-a sunat, m-am dus la Constanța, unde fusese la primăria cumpăna malul stâng al unui râu o luase la vale, m-am dus acolo la fața locului să rezolv problema la fel. Imediat am dispus companiei care administra acel mal să încredințeze direct stabilizarea acelui și să consolideze acel mal ca să nu o ia la vale. Deci noi rezolvam problemele astea că sunt pentru oameni. Încă o dată, nu mă duceam să mă plâng de PSD sau de PNL sau de PMP sau de alte partide. Chestia asta care se face în general în ultima perioadă, că în loc să vii cu soluții, adică, bun, ok, am înțeles, PSD-ul e de vină pentru ce s-a întâmplat în țară. Gata, s-a terminat, PSD-ul nu mai e la putere. Vino tu și arată cum se face. Păi, eu nu văd în ultima perioadă, în afară de PSD și de anticipat, eu nu văd nimic. Văd un premier desemnat care minte și spune, domnule, a lăsat PSD-ul datorii și deficit, dar în același timp nu dă un plan de redresare al deficitului către Comisia Europeană, deși spune lucrul ăsta și Iohannis girează un mincinos. Da? Sunt lucruri care se văd, dumneavoastră presa le vedeți mai bine, că sunt lucruri care s-au spus, s-au văzut și sunt demonstrate. E, asta se încearcă de fapt și aici. Se încearcă o discreditare, dar... Cum poți să discreditezi un om sau pe cineva în condițiile în care tot ce a făcut a fost
să tragă pentru județul ăla, să aducă bani în județul ăla și să facă proiecte. Știu de ce fac lucrul ăsta, fiindcă ei ne făcând nimic, e foarte greu, e foarte greu să vină să spună ceva poporului. Și atunci încearcă să se ia de proiectele altora. Bun. Și vorbesc de unde la Arsene și de drumurile județene. Păi cum sunt drumurile județene? Că mă uit și eu. Ne uităm pe rețelele de socializare, e tot timpul pe șantier. Dă ordine de drumul la, dă ordine de începere. Semnează contracte. Păi nu asta trebuie să facă un om dacă e în administrație? Ce să facă? Să stea să se lege de cine? Deci nimeni nu spune, păi nu. Încă o dată vă spun, nimeni nu spune că nu s-au adus bani în județul Neamț. O recunoaște toată lumea, deci asta este o altă discuție. Lucrurile pleacă de aici și toți spun așa, băi, s-au adus bani, dar s-au dus numai într-o anumită direcție. S-au adus bani, dar nu s-au făcut lucrări de caritate. Hai să vedem care. Haideți să luăm și să le spunem oamenilor. Și vă rog. Marotele astea cu s-au dus într-o direcție sau nu s-au făcut de calitate, știți cum sunt, e cum a spune eu acum, știți, cred că cam așa pe dumneavoastră se va rupe mâine. Și e necălcată cum trebuie. Nu. Da. Adică, dom'le, am o dovadă în sensul ăsta, am ajuns noi să ne antepronunțăm pe absolut chiar tot. Și atunci de unde cine această... Face păi nu, lucrurile astea, asta vă spuneam până acum. Astea sunt făcute de domnii parlamentari de la PNL Neamț, care din păcate n-au reușit să facă nimic pentru județul ăsta, nici cât au condus municipiile și orașele din Neamț, n-au reușit să facă nimic pentru ele, concret. Nu vedem un proiect de anvergură. Eu pot să vorbesc oricând despre Neamț, despre drumul de mare viteză care e lansat pe timpul guvernării mele de mine, pot să vorbesc de DN15, pot să vorbesc de toate drumurile naționale din județul Neamț în 9 luni de zile. Deci și în 8 ani de zile de administrație nu sunt în stare să vorbească, nu știu. Mă gândesc și eu, oare orașul ăsta, Piatra Neamț, nu merita să aibă și el o centură? Zic, putea să facă un... Uitați cum face domnul Boc la Cluj. Domnul Boc la Cluj își face o centură metropolitană, a făcut un studiu de fezabilitate. Deși mai are o centură la Cluj, o face pe a doua centură și mai mare, da? Ne mirăm că de ce e dezvoltat Clujul. Pe cum să nu fie dezvoltat Clujul? Că la Cluj sau în Ardeal, parlamentarii și toți trag în aceeași direcție. Nu trag să se certe. Nu sunt invidioși că unii aduc și ei nu sunt în stare nici măcar să conserve sau să salveze ceea ce au băgat alții. Și asta înseamnă să nu ai capacitate politică măcar să construiești. Bă, dacă unul a fost mai bun și a făcut. Puținul la care mai e. Du-l-mă mai departe. Așa, vă scrie cine domnul. Deci, nu. Vă scrie de la PNL. Nu. Scrie un domn care este constant la noi aici și spune cam așa. Pe vremea lui Pinalti, doar firme din București din țară au lucrat. Au luat sub îndatripriză firme locale pe care le-au țepuit. Proiectul de la Abicaz trebuie terminat. Lucrările sunt făcute bine, nu știu, cine, domnul Gabriel Dupu. Banii sunt blocați. Un alt domn comentează, haideți să lăsați laudele și ocupați-vă de chestiuni tehnice și concrete. Deci oamenii chiar înțeleg despre ce este vorba. Am explicat oamenilor. Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Acest DN15, din păcate, a devenit un măr al discordiei politice. Noi am vrut să facem... Scuzați-mă, e subiect național. La dezbaterea la comisie cealaltă, jumate din comisie am discutat numai de banii pe care am alocat eu ca ministru. Și este firesc să discutăm. Și nu este firesc. Și vă și spun de ce nu este firesc. De ce? Pentru că dacă ne uităm, repet, în Ardeal vom vedea așa. Vreau să vă spun ceva. Este firesc să discutăm, pentru că dacă din această discuție va rezulta așa, că ceea ce spuneți dumneavoastră este pe placul oamenilor sau ceea ce spune PNL-ul este pe placul oamenilor, este cheia pentru viitoarele alegeri locale. Nu e normal să discutăm de ce v-am spus. Din punctul acesta de vedere. Din punct de vedere am înțeles electoral, trebuie să discutăm. Dar nu mi se pare normal să ajungă mărul discordiei un subiect ca infrastructura nu are culoare politică. Drumurile nu au culoare politică. Drumurile sunt pentru toți. Pe drumuri trebuie să meargă toți. Pentru că drumurile constituie motorul dezvoltării economice. Până și domnul Orban, care făcea numai studii de fezabilitate și acum vrea să facă la fel, știe chestia asta. Numai că el, mă rog, are alte misiuni ale lui pe acolo, ce mai face el. Are de recompensat pe unii care au sărit prin Piața Victoriei. Dar să ajungem să ne certăm pe faptul că s-au dat bani în Moldova, da, mie mi se pare ciudat. Pentru că reiau ce spunea la începutul emisiunii. Haideți să exemplificăm pentru oameni.
Uitați-vă pe autostrăzi de la Timișoara, Nădlac, Timișoara, Lugoș, Deva. E autostradă. Mergem pe Sebeș-Turda, Cluj, Hunedoara Alba. Este autostradă. Ne înțepăm în autostrada Transilvania, sub placul de Barcău, Gilău, Nădășelu, Mihăiești. E autostradă. Ăsta e Ardealul. Vrem, nu vrem, ăsta e Ardealul. Venim în Moldova. Ce avem în Moldova? Avem o centură la Bacău. Avem o centură la Bacău, care avem noroc că e un constructor român care o va finaliza, mă rog, teoretic până la sfârșitul acestui an. Și rest, avem doar studii de fezabilitate pornite. Ori a veni și a spune în condițiile astea, domne, de ce ai alocat banca să modernizezi drumurile? Nu, drumul pe care merg și ei. Astăzi când s-au dus, de exemplu, spre Roma, nu, mai spun drum național, modernizat de cine? De guvernarea PSD. Dar nu e important. Am auzit la fel o inepție cât casa spunându-se că, domne, ați modernizat drumurile și în comunele PNL n-ați modernizat nimic. Doamne Dumnezeule! Deci s-a modernizat absolut. Noi n-am avut dușmănie. Noi n-am spus, cum spune domnul Iohannis, PSD-știi trebuie să dispară. Noi n-am spus niciodată nimic de PNL. Nu am băgat, adică noi am înțeles competiția politică. Competiția politică e simplă. Vii și spui oamenilor lucrurile pe care le-ai făcut, dacă le-ai făcut. Este normal că ei trebuie să ducă în derizoriu și să vină cu tot felul de minciuni ieftine, că ei n-au făcut nimic. Ei ce poate să zică? Dom'le, bă, uite, cum spuneți dumneavoastră, că acum mărul discordiei este cum s-au alocat banii. Asta nu stabilesc eu, nu stabilește domnul Bode, nu stabilește nimeni. Asta nu stabilește dacă nu s-au alocat corect instanțele ăsta, instituțiile abilitate. Am o întrebare. Este un cercetător care scrie extraordinar niște materiale din Timișoara. Și el a scos în public, într-o analiză, domnul Petrișor Peiu, cred, lăs la o parte conotațiile politice a ceea ce scrie dânsul, și el spune așa la un moment dat, domne, de ce nu s-a făcut și de ce nimeni n-a luat în calcul autostradă București-Bacău, care ar fi fost prinsă în nu știu ce planuri, master planuri? Este adevărat că era prinsă într-un master plan? Nu, noi avem un master plan prins așa. Mă rog, Ploiești, Buzău, Bacău, Focșani, Pașcani, Suceava-Siret. Deci este prinsă. Este coridorul 9. El trebuia finalizat la sfârșitul anului trecut, parte din el, și dat drumul la proiectare și execuție. Actuala guvernare a mai prelungit cu încă 6 luni acest termen. Știți care e stadiul? S-a prelungit cu încă 6 luni. Bun, am înțeles, s-a prelungit, dar până să se prelungească, începuseră ceva procedură? Nu, firma care lucrează la acest obiectiv probabil s-a mișcat foarte încet. Eu, unul, recunosc că eu n-am fost adeptul prelungirilor. Deși nu e decizia ministrului dacă se prelungește sau nu, decide compania în general, că ei sunt cei care semnează contractul. N-aș fi prelungit acest obiectiv pentru simplu fapt că o firmă n-a reușit să se organizeze intern. Dacă e o problemă care ține, nu știu, de un impediment natural sau de o problemă care a apărut inopinat peste noapte, pot să înțeleg lucrul ăsta. Adică da. Dar în condițiile în care tu ai contractul ăsta de un an jumate și trebuia să-l faci, să vii să spui, domne, mai dăm o prelungire că, nu știu, trebuie să fac un foraj suplimentar, asta nu pot să înțeleg. Adică, într-un an și ceva, este strict problema firmei care are acel obiectiv, că n-a știut să-și dimensioneze efortul sau că a fost atât de calică încât să ia cât mai multe contracte și nu le-a putut duce. Că fie n-a găsit, n-a avut ea resursa umană să le finalizeze, fie n-a găsit cu ei să subcontracteze. Aici cu asta n-am fost de acord, dar mă rog, aici din punctul meu de vedere, eu am spus-o și am să o repet. Cred că o soluție mult mai rapidă și mult mai bună în momentul de față, dacă vreți să mă întrebați pe mine din punct de vedere tehnic. Oricum urma să vă întreb. Acest drum de mare viteză, că n-a fost, cum să vă spun eu, gândit fără sens, că ne uita și la relief un pic. Piatra Neamț, Bacău-Brașov, este cea mai rapidă legătură pe care o putem face cu Ardealul și după aceea și cu capitala. Venim și nu se abandonează, mă rog, sper să nu abandoneze, că acum nu mai pot vorbi eu în numele ministerului. Să nu se abandoneze și proiectul care vă spuneam mai devreme, Ploiești, Buzău, Bacău și așa mai departe, pentru că din moment ce avem o documentație, va fi finalizată probabil în 6 luni.
S-au plătit, nu știu, 5, 6, 7 milioane de euro pentru acel studiu de fezabilitate și proiect tehnic. Acolo s-a mers în pachet, SF și PT. Da. Trebuie scoasă la licitație. Trebuie dată drumul și dată drumul la construcție. Moldova, dacă vrem să o dezvoltăm, nu există. Fiecare kilometru de asfalt contează. Nu contează cum îl faci. Bine, trebuie să avem o logică, nu putem construi oricum. Dar nu contează în ce județ se începe. Că se începe, nu știu, la Focșani, că se începe la Bacău, că se începe la Suceava. Nu, trebuie început. Trebuie început și dat un grad de irreversibilitate proiectelor. Că în momentul în care l-a început, nu mai oprește nimeni. Asta e un lucru clar. Doar unul nebun care să vină să le oprească. Dar aici, pentru asta, trebuie să fii, cum să vă spun eu, ca și ministru, să-ți asum foarte mult. Să-ți asum foarte, foarte mult. Mult. Adică nu există, stați să vedem, cu orice risc trebuie să mergi mai departe și să faci, pentru că, să știți, barierele sunt foarte mari și foarte mulți, în general, pun bețe în roate proiectelor. Începând de la funcționari care câteodată mai fac greșeli, unii dintre ei voite, alții din prostie, la caietele de sarcini până la execuție. Că îți câștigă o firmă care, așa cum spuneam și dumneavoastră, fie vine cu două laptopuri și are experiență similară, după aceea caută să subcontracteze la firme locale. Că eu de asta, eu mi-am dorit foarte mult un lucru, să știți, în mandatul meu de ministru, din primul mandat. Mi-am dorit ca firmele românești de construcții să renască. Nu contează din ce județ, nu contează ce povești au în spate, nici nu mă interesează ce povești au în spate firmele respective. Dar toate firmele trebuie să renască, pentru că dacă noi avem o problemă și întârzieri mari, mari, la obiectivele de infrastructură, le avem din cauza firmelor neserioase. Statul român plătește. Nu a fost niciodată unde s-a pus problema de contării lucrurilor executate. A plătit executate. Chiar prea mult, domnul. Asta vă spun. Și atunci, de ce se pune întrebarea? Că e simplu. Că ne uităm prin comparație. Nu trebuie să fim experți tehnici, nu trebuie să fim experți economici sau nu știu ce fel de experți cu doctorate. Bă, Umbrărescu ăla de la Bacău. Bă, cum își termină toate proiectele la tine? Să vă spun eu ceva, domnul ministru. Doi la mână. Cum ăla nu cere nicio sumă suplimentară de la statul român? Eu tuturor celor care îl discută pe Umbrărescu, nu așa-l cheamă, eu le recomand un singur lucru. Să se ducă cu mașina de la, pe Pride. De la Pride, da, spre Moldova. Se cheamă Bucin. Acolo, ca un om care merge foarte des pe acolo, a fost o perioadă când făceai 7 km într-o oră. Un drum foarte greu. Iarna, frig, diferențe de temperatură. A venit acest domn și a făcut drumul, au trecut, cred că, 14 ani. Cu întrețineri minore, drumul este și acum foarte bun, deși este extraordinar de circulat. Până atunci, nimeni n-a reușit să facă. Deci acest om a dovedit că are capacitate să facă și din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Vă dau un exemplu simplu și ar trebui să fiți mândri că aveți firme puternice în Neamț. Drumul ăsta de care tot se lamentează băieții ăștia de la PNL, că nu pot să le spun oameni politici, că sunt niște băieți, dar oamenii, oamenii politici în general sunt oamenii... Eu aștept să vă văd într-o confruntare în direct. Sunt oamenii ponderați, calmi, care își dau seama de importanța economică a infrastructurii. În momentul când încerci să faci glume, miștouri, catering, că nu rezolvi nimic. Uitați-vă la un lucru. Acest obiectiv care este deosebit de complicat. Câte beneficii economice? Mă uitam că la un moment dat, într-una din comunele de pe aliniamentul drumului, s-a construit o fabrică care producea carcasele pentru foraje. Se lucra cu forță de muncă din Neamț, nu din Timișoara sau din altă parte. Iar lucrarea asta, care deși a avut parte de vreme nefastă și de probleme care au generat întârzieri cu furnizările de materiale și așa mai departe, e 85% făcută. Astea sunt firmele românești care trebuie ridicate. Vorbim de Umbrărescu, pe până să se ducă pe drumul ăla național, să se ducă la Bacău, că e aici lângă. Are 60% stadiu fizic și vorbim de 32 de kilometri de centură ocolitoare a Bacăului, dintre care 16 sunt la profil de autostradă. Un proiect de 120 de milioane de euro. 60% începând pe 15 martie anul trecut.
Deci, și va termina înainte, probabil. Și va termina la sfârșitul anului. Deci, și avea termen de finalizare 2022, probabil începutul anului 2022. Păi, astea sunt exemple. Noi asta, noi chiar în România am ajuns ca din lupta asta politică să omorâm tot doar de dragul de a genera subiecte. Și crezând că dacă ne urcăm pe un subiect din ăsta, strânim o emoție încât poporul să zică da, wow, uite ce s-a întâmplat. Păi oamenii ăștia dau de muncă, au sute de angajați. Oamenii ăștia aduc plus valoare, plătesc taxe, se dezvoltă local, generează locuri de muncă locale. Asta trebuie să facă un om politic. Proiecte, investiții, să aducă bani. Nu să stea să zică ăla a făcut nu știu ce, ăla a făcut ce și tu nu ești în stare să faci nimic. Bă, concret, repet, eu așa am fost învățat. Eu când mă duceam, să știți, cu presa acasă, că făceam cu presa în toată țara după mine, presa mă întreba când face ăla, când începe ăla, concret. Nu vom vedea sau, nu știu, băi, au fost vinovați. Nu, oamenii vor să știe, bă, tu, Cuc, ce faci tu, Cuc, în funcția asta de ministru? Concret, ce poți să faci? Eu așa am fost învățat să lucrez. De asta am avut și rezultate. Nu am fost învățat să arunc vina și eu să mă dau în spate, să fac tot timpul un pas în spate. Nu, știți, eu sunt perfect, PNL-ul e de vină. Nu, domnule, să fim să lăsați copilării. Domnul ministru, ne apropiem de finalul emisiunii. Haideți să vă întreb cam ceva. Haideți să vă întreb ceva. Ne vedem și din iulie tot în Neamț? Dacă sunt alegerile, deci dacă vor fi, cine știe când vor fi alegerile parlamentare, dar ne vom vedea și după alegerile parlamentare în Neamț? Cum să nu? Sigur că da. Sigur, ne vedem în Neamț în permanență. Vin la cafea, ai oa de dimineață aici. Ați înțeles sensul întrebării? Da, vin la cafea de dimineață la dumneavoastră până când ajung și eu la același nivel de cafea. Când plecați, o să primiți o cană. Da, nu, o las aici. Nu o iau ca să beau din ea. O să facem așa, o cană mai mică, ca matrioșca. Da, da, pe măsură ce am. Nu știu dacă vor fi alegeri anticipate, asta urmează să vedem ce se va întâmpla. Întrebarea era, aveți de gând să rămâneți în Neamț, adică să participați la competiția internă din PSD Neamț pentru un loc de parlamentar? Veți candida și din Neamț dacă acest lucru vi se va propune? Domnul președinte Arsene, știu că a lansat niște sondaje pentru a măsura candidații nu numai la parlamentare, ci și candidații la alegerile locale, care au în vedere mai multe lucruri, notorietate, intenție de vot și așa mai departe. Cum se fac sondajele? N-am contractat eu. Nu, zic, cum se fac sondajele? Adică se întreabă notorietatea aia. A, da, cum se fac sondajele? Da. Și în funcție de asta, dânsul cu siguranță va lua decizia care e cea mai bună pentru partid. Am înțeles ce decizie va lua dânsul. Dumneavoastră, sunteți dispus, dacă va lua o decizie în sens pozitiv pentru dumneavoastră, să rămâneți în Neamț? Să știți că, vorbind de lideri, este un om pe care eu l-aș urma peste tot, pe domnul Arsene. Orice plan ar avea dânsul pentru și cu mine, eu cu siguranță n-aș ezita nicio secundă să intru în acel proiect, pentru că l-am văzut, și asta vă spun, am văzut ce înseamnă diferența dintre un șef și un lider. Liderul se bate, nu contează care sunt repercusiunile, dar se bate pentru oameni, în timp ce șefii se gândesc doar la postul lor, la funcția lor și cam atâta. Nu, omul ăsta s-a bătut pentru Moldova, cât nu să știe mulți cât a făcut el ca să dezvolte regiunea Moldovei. Atunci dați-mi să vă spun că la cât s-a bătut, tot atât de, deci la cât de mult s-a bătut, la fel de puțin a știut să comunice lucrul acesta. Pentru că altfel nu se explică toate aceste... Păi nu, dar un om, să știți un lucru. Și aici dumneavoastră, ca un jurnalist cu experiență, cred că v-ați întâlnit deseori cu... Să știți că oamenii care au rezultate și oamenii care fac proiecte sunt tot timpul cei mai criticați. Pentru că nu sunt critici pe unul care nu face nimic. Că ăla care nu face nimic în momentul când îl contracandidezi, vii și spui, îl întreb simplu. Zi-mi un proiect pe care l-ai făcut tu. Și ăla nu e stare să zică, da, domne, începem de acum, facem de acum. La dânsul, dacă îi dai 10 col de hârtie să spună ce a făcut, le umple pe toate și mai cere încă 10. Asta e diferența. Vis-a-vis de comunicare, să știți că acum presa, nu vorbesc de dumneavoastră. Dar puteți vorbi și de mine, că eu n-am nicio problemă. Eu vorbesc în general de presă. Presa caută subiectele. Dar e normal. Mie mi-a spus odată un om din presă, mi-amintesc,
În 2017, când veneau aeronavele de la Tarom, prima, după 15 ani de zile, veneau primele aeronave Boeing în flota Tarom, am întrebat pe cei din presa națională, mă, de ce nu ați mediatizat mai mult? Și mi-au zis, domnul ministru, noi avem un dicton în presă. Good news, no news. Ei, nu e chiar așa. Adevăratul dicton știți care este? Vă spun eu, o știre nu este că Răzvan Cuc a trecut o petrecere de pieton și a fost mușcat de un cățel. Știrea este că Răzvan Cuc a trecut petrecerea de pieton și a mușcat el un cățel. Deci știrea nu este că Ionel Arsene poate să-mi umple 10 pagini cu ce a realizat. Știrea este câte pagini poate să-mi umple cu cât n-a realizat. Și atunci, dacă mi umple mai puține pagini cu cât n-a realizat și mai multe cât a realizat, un om deștept știe să discearnă. Păi nu, aici eu am înțeles conotația pe care ați dat-o, dar presa trebuie să relateze corect. Deci, eu nu cred că organele de presă, ar relata altceva dacă li s-ar comunica des și cu lucruri simple. Fapte, n-ai cum, te duci, filmezi și transmiți. N-ai cum să comunici altceva. La un singur click vedem toate astea. Înțelegeți? Suntem pe Facebook toți. Înțelegeți? Eu mă uit deci, pe Facebook. Și dacă s-ar transmite lucrurile acestea, eu sunt bucuros că dumneavoastră ați venit în emisiune. Pentru că eu am spus-o de atâtea ori. Marea problemă este că cei din PSD, Neamț, nu comunică și nu au deschiderea aceasta de a veni în emisiune. Am spus de atâtea ori, nu trebuie nimeni să vină în emisiune, cum se spune, cu pregătiri. A sunat, vreau să vin și eu în emisiune, poftiți. Deci oricând, oricine. S-am terminat emisiunea cu dumneavoastră, dacă este cineva pe hol și vrea să intre în emisiune, dumneavoastră ați plecat, eu ies, văd cine este, beau un pahar cu apă și vin cu el în emisiune înapoi. Nu există emisiuni. Puteți să spune când ați ajuns? Ați ajuns la și 29 de minute. N-am avut timp nici să bem o cafea înainte. Păi o bem în timpul emisiunii. De asta vă spun. Noi suntem deschiși să comunicăm, dar nu putem noi să comunicăm în locul altora. Și atunci putem doar să relatăm ceea ce vedem sau ni se pare că vedem. Nu, trebuie să relatăm ce vedem, nu ce ni se pare. Păi nu că te duci, de exemplu, pe drumul acela și vezi primii 10 km, zici, uai, ce mișto e, de la Bicaz încolo. Ajungi și vezi că încă e o porțiune neterminată. Pot să știu eu, care nu sunt meseriaș, despre ce trebuie să... Asta am venit și am spus eu. Ați văzut. Vă mulțumesc că ați venit în emisiune și ce să vă spun, aștept să vedem dacă bem cafeaua din când tot mai mari. Eu așa sper. De dumneavoastră depinde dacă îmi dați cană. E pusă deoparte. Vă mulțumesc, vă doresc cele bune. Chiar apreciez faptul că s-a venit în emisiune și se discută. Întâmplarea face că e și domnul Bodeș, de aceea lucrurile chiar se leagă într-un fel. Eu sper să lege pozitiv și să avem finalizat proiectul. Deci acesta este lucru cel mai important în acest moment. Restul lucrurilor, dacă există alte conotații, să le rezolve cine are atribuțiuni în sensul acesta. Vă mulțumesc, oameni buni. Sigur, ne mai vedem cât s-o mai putea. La revedere!